Bună seara sau bună dimineața. Un nou subiect astăzi despre ceea ce se cheamă construcția unei relații. Practic, când un băiat și o fată doresc să se cunoască, trebuie să construiască o relație. Sau să rămână împreună, sau să fie. Cum construiești o relație? Păi e simplu. Dacă prima dată se plac, este în felul următor. Trebuie să întâlnească. Să iasă împreună, nu știu, plimbare într-un parc, la un muzeu, la un film, la un cinematograf, la o cină, la ceva. Și unul dintre ei să spargă gheața și să spună: uite, mie îmi place filmul acest, Triple X, să zicem. Ție ce film îți place? Anatomia lui Grey, îmi spune ea. Da, e interesant, e cu doctor, e cu toate cele. Și așa afli dacă îi place ceva la Anatomia lui Grey și ce îi place celălalt. După care, acum că ne-am cunoscut, hai repede în pat, nu? Că anumite persoane așa fac. Răspunsul e, nu se poate face așa. Bun, sau când se întâlnesc la cină, ce-ți plac? Cartofi prăjiți cu pârjoare. Sau poate nu-i place cartofii prăjiți cu pârjoare, cu chiftele. Sau îmi place, știi, sau îmi place cel mai mult să mănânc șorici. Șorici de porc? De la în care stă porcul în lături și doarme așa curcit și pe care dai cu lampa de pârlit, că tot vine perioada. Ignatu. Sau nu mănânc decât jambon de porc, sau poate nu mănânc decât mâncare vegetală, știi? Nu mănânc carne. Adică, iată, niște chestii interesante, cum să construiești o relație. Așa construiești o relație, hai că ne-am cunoscut la cinematograf, am vorbit de Triple X și de Anatomia Grey, mă mut la tine în casă și gata, restul pe parcurs. Și dacă nu vă place sau nu vă înghițiți, certul toată ziua. Ia și tu, femeie, și mătură pe în casă, că e numai praf. Ia și tu, bărbate, și pune un cui în casă. Iată. Practic, nu e ceva de genul. Mi-a plăcut de la bun început, dar pentru că ai fost încrezută, ți-am vandalizat dispozitivele nu știu de care. Înțelegi? Sau mai stai un pic, și încă un pic, și începe și el. Datorită faptului că mi-ai vandalizat acele dispozitive, te-am băgat în șomaj pe vecie. Și avem o relație. De dușmănie, nu de amiciție. De prietenie sau de, nu știu, mâine pe mâine vrei să faci și măritiș cu acel om? Ei nu știi ce-i place, ce ciorbă mănâncă, ce mănâncă varză, afumătură, coadă de purcel, urechiușe de purcel sau mai știu eu ce. Interesant. Foarte interesant. Iată ce nu știi când te arunci așa. Ne-am văzut, ne-am plăcut, ne-am dat un sărut, în pat, ne-am urcat. După care, hops, ne-am certat. De ce? Pentru că relația n-am construit.